Domnii Ciucă și Bode împing în forță o lege care zice așa. Alineatul 1. Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor și bunurilor, ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanei, tulbură ordinea și liniștea publică, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Alineatul 2. Dacă fapta prevăzută la alineatul 1 este săvârșită de către două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. În caz că ne gândim puțin, constatăm că acești doi domni, Ciucă și Bode, se încadrează foarte bine în prevederile legii de mai sus. Este vorba de atingeri grave aduse în public demnității persoanei. Fiecare om cinstit din țara asta își simte demnitatea călcată în picioare în fiecare zi în care acești doi plagiatori, adică hoți, se află în fotoliile de premier și ministru ai României și care își folosesc funcțiile pentru a împiedica sancționarea lor ca hoți. Ba, putem spune și că Ciucă și Bode sunt violenți. Au sucit mâna la spate organelor universitare îndrituite să le verifice tezele de doctorat. Potrivit alineatului 2, Ciucă și Bode, care acționează în 2, pot primi o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Pentru că acest tandem de infractori e un tulburător al ordinii publice mai rău decât toți lucrătorii din educație și sănătate care ies în gerul străzii cerând guvernului să li se facă dreptate. Vreme de 180 de ani din istoria lui, statul englez a avut în frunte niște regine celebre pe tot globul. Elisabeta I, Victoria Elisabeta II. Prin urmare, unde, dacă nu în Marea Britanie, să se pună acum problema cât se poate de serios ca Dumnezeu să nu mai fie referit exclusiv prin genul masculin? Să fie admise și apelative neutre sau feminine. Propunerea aparține chiar bisericii, fiind avansată de episcopi britanici și va fi discutată în sinodul general. Nu pot să nu mă gândesc ce obiecții ar putea avea Biserica Ortodoxă din România în caz că s-ar petrece asta și la noi. Prima reacție cred că este afurisirea subsemnatului, deoarece aduc tema în discuție. Apoi, se va cere să nu uităm că Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este român și ne iubește pe toți în fiecare zi. Ceea ce nu va mai fi posibil în zilele în care Dumnezița va fi la ciclu. Maica precistă, cum spune Sfânta Scriptură, a fost însămânțată nu de bărbatul ei, ci de către cel de sus, printr-o manevră specială care i-a lăsat himenul intact. O dumnezoaie cu puteri divine la fel de mari nici n-ar avea nevoie de metoda asta, astfel încât vom avea un Iisus fiu a două femei. Așa ceva, o să strige Sfântul nostru Sinod, e o blestemăție occidentală. Este peste poate, iar subsemnatul voi întreba, e mai peste poate decât să te însărcineze Sfântul Duh? Până la Dumnezeu însă, pe mine unul, m-ar bucura să văd femei preot, femei episcop sau mitropolit în România, care să-l răspopească pe Îpâs Mache de la Constanța
și să le interzică bărbaților accesul în altar, ba chiar și în biserică, după pilda mitropolitului Irineu al Olteniei cu femeile. Și dacă am avut o dăncilă prim-ministru, de ce n-am avea și o înalt prea fericită matriarhă?